Siliți-vă cu atât mai vârtos să faceți temeinică chemarea și alegerea voastră, căci făcând acestea nu veți greși niciodată. Că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnica împărăție a Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. Drept aceea vă voi aminti pururea de acestea, cu toate că le știți și sunteți întăriți într-o adevărul în care stați. Socotesc, dar că este drept, câtă vreme sunt în acest cort să vă țintrești prin aducerea aminte, fiindcă știu că de grabă voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă voi sili, ca și după plecarea mea, să vă amintiți necontenit de acestea, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru, Iisus Hristos, și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din înălțimea slavei un glas ca acesta a venit către El. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorocesc mai întărit, la care bine faceți luând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci zi și luceafărul va răsări ceția simțită cititorilor și Duhului Tău, aleluia, ale Tale sunt cerurile și pământul este al Tău. Fericit este poporul care cunoaște strigă de bucurie.